Bună ziua! Vă prezint astăzi Samsung E2550. Se spune Samsung Monte Slider. Face parte din gama Samsung Monte, 3 telefoane. Le-am prezentat și noi la începutul acestui an la Barcelona, la Mobile World Congress. El a fost lansat în iulie 2010. Deci, Samsung Monte Slider. Este o nouă generație a unui slider de low end de la Samsung. Ne-a obișnuit cam în fiecare an să ne scoată cât un astfel de telefon. Are o cameră de 1,3 megapixeli, modestă, face poze la 1280x1024 de pixeli. Poate și filma această poză la 15 frame-uri pe secundă, QCIF filmează. Are un important este că are un difuzor pentru MP3. Dacă tot precizez despre această funcție, el, bineînțeles, MP3, MP4, dispune și de player H.263 sau H.264, WAV, VMA, AAC player, stă foarte bine din acest punct de vedere. Apropo de muzică, să știți că dispune și de un FM radio care cu funcție de înregistrare, cu RDS. Ce să vă mai spun de el? Pe lateral avem slotul pentru un încărcător. În cutie vine decât cu căștile și încărcătorul. Dispune și de un, haideți să-l desfacem, și de un slot pentru card. Suportă până la 8 GB. Bateria, care o vedeți dumneavoastră de sub, este o baterie lithium de 800 mAh. Putem vedea și difuzorul de sub. Este foarte elegant datorită materialului. Este un plastic lucios care îi conferă eleganță, părerea mea. Are și această inserție metalică la difuzor, în jurul joystick-ului. Intrăm și noi în meniu. După cum vă dați seama, fiind un telefon din gama low-end, nu are un meniu prea bogat. Este un sistem de operare Samsung, avem jurnalul de apeluri, contactele, care suportă telefonul 1000 de contacte. Meniul de muzică, melodia clasică de la Samsung, dispune și de DNSE, Digital Natural Sound Engine. Să știți că într-adevăr se aude foarte clar, nu tare, dar foarte clar, este importantă chestia aceasta. Meniul de fișiere, cu tot ce avem noi în memoria telefonului. A cardului, de fapt, pentru că telefonul are decât 12 MB memorie. Vă dați seama că nu putem încărca foarte multe lucruri. Internetul ne putem folosi doar de Edge, clasă 10. Organizatorul. Camera 1,3, modestă. Nu prea am ce să vă arăt. Comunitățile. Samsung se bazează foarte mult pe aceste funcții, SNS Service, acesta înseamnă, uitați, chiar ne și spune pe scurt producătorul de ce dispune, Fake Call, printre altele, Facebook, Flickr, MySpace, PhotoBouquet, Picasa, Friendster, meniul de setări, conexiuni PC, aplicații, nici aplică. Meniu clasic de Samsung, nu prea am ce să vă prezint nou la acest telefon. Meniu de alarmă, multiple alarme. Aplicații, am intrat Bluetooth, varianta 2.1. De fapt, cam orice un telefon lansat în 2010 dispune de 2.1. Joculețele. 5-6 jocuri chiar. Putem downloada nenumărate. Radio FM, cum v-am zis mai devreme, program de calculare a bugetului, furnizor, statistici, o funcție funny. Avem și această bară pe prima pagina meniului, care ne ajută să intrăm în funcții mai rapid. Bineînțeles, joystick-ul stânga, dreapta, sus, jos, îl putem customiza cum vrem noi. Tastele sunt foarte bine așezate, spații mari între ele.
slide-ul chiar nu ne face griji la Samsung. Slide-urile la Samsung întotdeauna au fost foarte solide. Cam acesta este Samsung E2550 Monte Slider.